Slăvit să fie Domnul! Aseară, cu ajutorul Domnului, am vorbit despre cum arată biruitorul vremurilor din urmă și aș vrea să continuăm tematica aceasta pe seara aceasta, dar la nivel de familie. Cum arată o familie biruitoare înaintea Domnului? Și pentru că frații mi-au sugerat cândva despre faptul că s-ar dori și ceva învățătură pentru familie, în seara aceasta aș vrea să vorbesc soților, soțiilor, celor ce se pregătesc pentru căsătorie, că trebuie să aibă o anumită ținută din punctul acesta de vedere pentru a fi pe plac Domnului și a oferi familiei lor o stare de biruință, de împlinire și de satisfacție care să aducă în primul rând împlinire și bucurie Domnului, dar totodată și celor doi. De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfânta Scriptură la 1 Petru, capitolul 3 și vom citi primele 7 versete din pasajul acesta biblic, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1193. 1 Petru, capitolul 3, începem citirea cu versetul 1. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtare de podoabe de aur sau îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Din capul locului vreau să rezolv o problemă pe care totdeauna încerc să o prezint fraților mei, în contextul în care auzim din ce în ce mai mult că învățătura care se dă în cadrul comunităților noastre evanghelice, în mod special începe să dea învățătură predicatorul începând cu partea surorilor sau a soțiilor. Și apoi mai târziu vin cu partea bărbaților. Atâta patos și pasiune pun cu ceea ce trebuie să îndeplinească soțiile, predicatorii fiind toți bărbați, încât la momentul când trebuie să vorbească bărbaților nu mai au energie și nici putere și nici atât de mare convingere să explice ce ar trebui să facă un soț ca lucrurile să meargă bine. Și din pricina aceasta există o contestație undeva, câteodată audibilă, câteodată nu se aude, care spune dacă ar predica femeile, ar începe cu cine trebuiește ca lucrurile să meargă bine, adică cu bărbații. Bineînțeles că în contextul acesta putem discuta mult și bine cu cine ar trebui început. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că în lumea aceasta tot ce știm noi se va duce. Zgârie nori se vor dispărea, submarine, avioane, Boeing-uri, tot vor dispărea, agricultură, pământul, tot ce este pe el va arde. Un singur lucru rămâne, cuvântul lui Dumnezeu. Infailibil, etern și veșnic. În cuvântul lui Dumnezeu, în Noul Legământ sau în Noul Testament, totdeauna Dumnezeu cu cine începe? Stimații mei, lucrul ăsta trebuie știut. Există trei texte consacrate în Biblie care se referă la familie, respectiv Efeseni, Coloseni și textul acesta. Aș vrea pentru știința dumneavoastră și pentru ca să-mi justific cu ceea ce voi începe eu mesajul din seara aceasta, să citim pasajul biblic din Efeseni, capitolul 5, versetul 22. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Apoi versetul 25 spune: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Coloseni, capitolul 3, cu versetul 18. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Versetul 19. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Și în pasajul acesta biblic vine și spune: tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Și versetul 7
parcă mai concludent vine și spune, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru, că există un rând. Există o ordine de învățătură în domeniul ăsta. De aceea vă rog, stimate surori, iubiți frați predicatori, începeți cu ce trebuie, Doamne ajută! Așa învață Scriptura, așa trebuie să rămânem și noi, să suntem tributari cuvântului etern. Indiferent câte modificări să fac, ci inventic avem noi, suntem datori să rămânem pe Scriptură. Și când rămânem pe Scriptură, plăcem Domnului, Doamne ajută! Nu trebuie să plăcem curentelor din lumea aceasta, fie că sunt curente care reprezintă pe bărbați sau pe femei sau pe anumite cadre emancipate, noi trebuie să rămânem fideli Scripturilor, chiar dacă sunt considerate învățături învechite. Asta e baza societății și de ce să nu vă spun, noi nu vom fi judecați după codul penal și nici după legile pe care tot ăștia le modifică constant, că nici nu mai știți să mai crezeți pe ele. Vom fi judecați după cuvântul lui Dumnezeu. Amin. De-aia e important să-L cunoaștem și să-L trăim. Frații mei, privitor la o familie care este biruitoare, permiteți-mi în seara aceasta să vă vorbesc despre câteva atitudini pe care trebuie să le aibă o soție credincioasă. Și în domeniul acesta mă refer în mod special, pe lângă soții, la fetele care sunt în biserică, trebuie să dezvolte atitudinile astea dinainte. Pentru că dacă nu le are dezvoltate dinainte, chinuiește un băiat și chinuiește toată familia aceea. La fel, când e rândul soților, mă refer la băieții care se pregătesc de căsătorie. Dezvoltați atitudinile acestea dinainte, stăruiți asupra lor că atunci când intrați și faceți pasul căsătoriei, să puteți să fie efectiv o binecuvântare și să fericiți pe cineva, pe cel pe care Dumnezeu vi-l va da ca să vă fie soție. Iubiții mei, primul lucru pe care vreau să-l subliniez din textul acesta biblic, care e foarte important privitor la surorile care sunt în casa Domnului, primul lucru pe care trebuie să-l facă o soție ca familia să fie biruitoare este să-și respecte soțul. Problema aceasta, încă o dată, nu vă spun de iubire, ci vă spun de respect. Pentru că de foarte multe ori soția își iubește soțul, dar nu-l respectă. Ceea ce e foarte important din textul ăsta biblic, spune Scriptura că Sara îl numea pe Avram, cum? Ceea ce înseamnă respect. Bine, îl numești pe bărbatul tău, domnul tău, când are 25 de ani, când are 40 de ani, hai, 45, dacă n-are 100 de ani, tot domnul tău îi spui? Pentru că în momentul când Sara i-a spus lui Avram, domnul meu, Avram avea venerabila vârstă de 100 de ani. Era o moșulică destul de înaintat. Și cu toate astea, nevastă sa îl numește domnul ei. Pentru că respectul, frații mei, trebuie dat. Problema cea mai mare a familiilor creștine și biruință nu există și din nefericire se transmite și generațiilor care vin în spate o anumită atitudine așa, te iei după tatu. Doar știi că el dă cu capul de pereți și așa mai departe. Nu te lua după el. Să dezvoltă atitudinea asta tocmai din cauza lipsei de respect. Atenție, estimate surori! Noi bărbații, soții, recunoaștem că nu suntem perfecți. Putem greși ca și dumneavoastră. Dar asta nu înseamnă că pe baza greșelilor noastre, a faptului că sfărăim noaptea, mai ales după ce mai îmbătrânim, a faptului că nu ne pricepem să punem o priză sau să batem un cui în perete, asta nu înseamnă că nu trebuie să fim respectați de soțiile noastre. Nu ne referim să fim respectați de surorile din adunare, de soțiile noastre. Și lucrul ăsta trebuie învățat foarte clar și precis. Există un proverb rusesc, îl iau din mediul rusesc, care spune un proverb foarte frumos. Toate fetele sunt bune. De unde te neveste rele? Deci toate fetele sunt bune. Cum de devin neveste rele? Pentru că atunci când un băiat curtează o fată, fata aia nu mai știe cum să îi placă lui, îl cinstește, amore, iubi, o grămadă de anume, șaț, așa mai departe, îi spune la respectivul, tot felul de diminutive din acestea, după luna de miere, la fel. Dar de la un moment dat, având acces la anumite slăbiciuni,
având acces la anumite lucruri cu care el se luptă, dorește, că nimeni nu-i perfect, dorește să se sfințească. Ea, pentru că are acces la momentul ăsta, la lucrurile acestea, consideră că nu mai are datoria să respecte pe dumnealui. Și ca atare nu mai e el, ăsta. Și așa mai departe, începe să se poarte cu el fără de respect. Mai ales că dacă mai are vreo prietenă care gândește la fel, foarte repede îi ține sonul în lucrul acesta. Tristețea pe care o văd eu în mediile evanghelice și pe undeva, vreau să vă spun că de multe ori surorile se adună și bine să se adune. E bine să se adune pentru rugăciune, e bine să se adune pentru cântare, e bine să se adune să sfătuiască și să zidească, Doamne ajută! Dar câteodată se adună și încep să vorbească așa la un fel de concurs la care nu câștigă nimeni nimic. Și spune, a meu nu le are. Nu le are. I-am spus azi dimineață să se ducă să facă cu tare lucru, l-o și uitat și când și-o adus aminte, l-o dat pe dos, i-am spus, nu mai fă nimic. Și așa de bucuros era că i-am spus, nu mai fă nimic de acum înainte. Și cealaltă soră când aude, nu vine și spune, știi, al meu, vine, face tot ce... Nu, să-l vezi pe amiciu Cleosei, să vezi pe al meu că nu se pricepe la nimic. Și se dezvoltă stimatele noastre surori, într-o stare în care spune, toți sunt niște îngrămădiți, toți sunt niște așa cum sunt ei. Ca atare nu merită respect ăștia, ca atare nu și caută la amvon, ca atare eu nu știu ce doresc ei, ca atare. Și se ridică frață în adunare să slujească după puterea datelor. Ce credeți dumneavoastră, frață care se ridică aici, n-ar dori spre aici ca Billy Graham, folosesc un nume a unui care a plecat, toți ar dori să-l depășească, dar atâta este dat lui. Și el cu ce are face slujbă din bancă, surorile, ha. Cine îl pune? Când i-a spus nevasta că a bătut într-o zi un cui într-o perete și a dat peste degete și avea toate unghiile viniți. E adevărat că nu a zis nimica și așa mai departe, dar să nu știi să bați un cui, pe baza la cuiul ăla nu-i mai ascultă predica lui. Pe baza la cuiul ăla nu-i mai ascultă predica. Pentru că în baza asta, persoana respectivă, pe ceea ce soția a spus, și atenție, nu e un păcat că ai dat, nu ai nimerit cuiul și ai nimerit degetele. Nu-i scris nicăieri că e păcat. Pe baza lucrului, a informației aceea, cuvântul Domnului este respins din cauza lipsei de respect care este în acea familie. Stimate surori, aș vrea să vă spun că soții dumneavoastră doresc, așteaptă și trebuie să-i respectați în ciuda slăbiciunilor lor. Propuneți-vă lucrul acesta. Țintiți lucrul acesta. Am întâlnit soții care au declarat soților lor în felul următor, indiferent cum te vei purta față de mine, indiferent ce cuvinte îmi vei spune, eu te voi respecta pentru că te recunosc soțul meu înaintea lui Dumnezeu. Stimații mei, legământul e făcut unul cu celălalt în fața lui Dumnezeu. Nu-i făcut că ăsta zâmbește sau se uită chioreș la mine. E făcut în fața lui Dumnezeu. Și în fața lui Dumnezeu, noi iubim ca bărbați, nu că merită. Și dumneavoastră, surorilor, respectați, nu că merită, ci pentru că este datoria voastră în fața lui Dumnezeu. Când gândiți așa, dați o șansă de biruință familiei voastre. Când vă luați de tot, după tot felul de vorbe, când vă luați după tot felul de nervi, după tot felul de scăpări, după tot felul de insinuări, după tot felul de lucruri, la un moment dat veți ajunge să nu vă respectați soțul. Și tristețea pe care o văd eu astăzi, permiteți-mi să vă spun, nu întâmplător le spun la băieți, băi, cu cine te căsătorești? Păi cu fata din familia aia, interesează-ți de mamă sa, respectă pe tatăsul. Că dacă mama ei nu respectă pe tata, el te respectă acum până ei în căsătorie, te respectă că o mai duci în luna din miere și o mai plimbi pe acolo. Dacă când vine încercarea, când trebuie să-ți facă din mâncare, să-ți vezi cum vine, îți dă cutigaia în cap fără nicio problemă. De ce? Pentru că mamă asta face. Uită-te ce se întâmplă în față. Pentru că ea crede că e normal așa. Că așa se poartă. Verifică lucrul ăsta. În ciuda slăbiciunilor soților noastre, respectați-o. Vreau să vă dau un caz din Vechiul Testament a unui împărat. Ăsta nu era flăcău. El era căsătorit cu fata lui Saul și mai avea încă o soție. Pe vremea aia se practica poligamia. Este vorba de împăratul David.
Și împăratul ăsta, într-o zi, trimite niște slujitori de-a lui la Nabal. Ăsta era un tip de ăsta, un mare fermier, avea o grămadă de oi și el a fost păzit de David, pentru că David împreună cu mercenarii lui stăteau în zona respectivă și dincolo de zona unde păzea David și era cantonat cu tabăra, nimeni nu ataca. Pentru că era David în zonă. Și ăsta și-a păscut oile liniștit și-a dezvoltat afacerile pentru că fără să plătească au avut cine să-l păzească. David știind că a făcut lucrul ăsta, într-o zi pe când tundeau oile și pe când a făcut mare sărbătoare, o trimis niște oameni la Nabal și a spus, azi e o zi de sărbătoare pentru tine. Adu-ți aminte că ai oi pentru că ți le-am păzit eu. Ai slujitori și ciobani și mulgători și secerători pentru că nimeni nu s-a agățat de ei, pentru că trupile mele au fost în zona asta. Acum când e o zi de bucurie și când ai atâtea lucruri, trimite-și ceva la robi, nu-ți cer un salar ceva, cu toate că puteam să cer o taxă de protecție până la toată urma. Dar nu, azi când e o zi de bucurie, trimite-și ceva la robii tăi să se bucure împreună cu tine, tu acolo și noi aici. Nabal, care era un tip așa dur. Păi dar cine mai este și asta, băi? Sunt o grămadă de robi, de ăștia fugiți de la stăpânii lor, bumbla ai hui pe aici și să mai dau și mari. Și acum ăsta vine să-mi ceară mie așa ceva? Problema este că Nabal era ciudat, era sucit, era încălcit. Nu prins ideea, nu-și dădea seama ce poate face ăsta. Doar până la toată urma nu erau niște o tabără de copii. Erau niște mercenari, niște tipi foarte duri, care au rămas în armata lui David. Vă aduceți aminte că a fost un moment când cineva blăstăma și unul dintre ei spune, stăpâne, dă-mi voie să mă duc să-i tai capul. Era vorba ca și de o găină așa. Mă duc până la el, rezolv problema. Cu asta se ocupau ei. Și ăștia erau în preajma lui David. Și Nabal ăsta cu ăsta, cu ăștia se pune. Când vin ăștia și spun lui David ce se întâmplă, dintr-o dată nervoși toți, cu săbile aproape scoase din teacă, își promit până dimineața nu mai rămâne bărbat în casă. Nimeni nu rămâne. Nevasta lui Nabal, Abigail, aude. Era o femeie foarte frumoasă, dar nu-i suficient. Și foarte înțeleaptă. Că nu poți să întorci o armată de 400 de oameni numai cu frumusețe. Poți fi top. Ci trebuie să vorbești cu înțelepciune. Și spune Scriptura că în fața la 400 de bărbați nervoși vine o singură femeie. Și femeia aceasta, prin stilul ei de a vorbi, îi întoarce înapoi pe toți 400. Lucrul care a captivat la discuția care a avut loc acolo a fost respectul pe care femeia aceasta îl avea față de David, dar interesant, respectul pe care îl avea față de soțul ei. De unde ne dăm seama? Permiteți-mi să vă citesc din pasajul biblic din 1 Samuel, capitolul 25, de la versetul 23. Scriptura vine și spune, când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis, eu sunt de vină, Domnul meu. Îngădui roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. El continuă la urechi să-i spună, să nu-și pună Domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci cum este numele, așa este și el, Nabal, nebun, căci îi este numele și este plin de nebunie. Și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimiși de Domnul meu. Acum, Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să vezi sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrăjmașii tăi, cei ce vor rău Domnului meu să fie ca Nabal. Toate lucrurile astea se spun la ureche. Dar ăștia 400 nu știau cine-i bărbatul. Că trimisii lui David nu s-au întâlnit cu... Și Abigail recunoaște, n-am văzut când au venit ei. Nu putea ea să spună, nu-ți pune mintea cu bărbatul ăsta, ai văzut și bărbat am. Tu ai venit numai în vizită și e speriată, eu trăiesc cu ăsta. Nu-ți dai seama ce fel de bărbat e ăsta. Așa cum e numele, așa e și el, e nebun. Așa se poartă, ăsta e stilul lui. Mă scăpați de el dacă vă duceți înainte. Mergeți încolo și când vin înapoi știu că e zona liberă. Nu. Îngădui să-ți spun la urechi cine este soțul meu. Dar nu poți să spui cu voce tare, nu. Sunt soția lui.
O fi rău, o fi nebun, o fi sucit, cum o fi, dar-i soțul meu. Și eu n-am voie să-mi denigrez soțul, chiar dacă tot știu cum e el. Nu vi se pare interesant, stimate surori? Nu vi se pare? Câteodată are loc o discuție așa și un bărbat mai greșește, un cap de familie greșește. Și-l cheamă câțiva frați din conducerea bisericii și discută cu el și spune: Dom'le, dumneatale în domeniul ăsta n-ai avut o atitudine potrivită. Efectiv, n-ai avut o atitudine potrivită. Știi cine sare în apărare lui? Cu toate că se vede la o poștă că e greșit. Nevasta stare în apărare și spune: totuși el s-a gândit că poate și găsește circunstanțe. Ăștia sunt nervoși, dar dumneata, băi, tăceți din gură. Tăceți din gură. Ăsta e dreptul ei să-și apere soțul chiar greșit fiind. Noi suntem chemați să judecăm drept, dar ea este soție în casă și are datoria să-și apere soțul greșit fiind, să încerce să-l scape. Nu trebuie să treacă de partea comitetului, ea nu-i în comitet. Noi suntem în comitet. Ca atare, atitudinea ei este corectă. Își apără soțul. Chiar dacă este greșit, și-l apără. De aceea e important să observăm aspectele acestea. De foarte multe ori anumiți frați din biserică, când discută cu anumite familii, ar vrea să o tragă pe soția de partea lor, să le dea dreptate lor și să ducă acasă certându-se. Și soțul îi spune: bă, da, așa ai făcut cu mine. Eu știu că am greșit. Mi-a fost oarecum să recunosc. Dar tu ai trecut de parte și m-ai acuzat, bine că n-ai avut pietru, ai Dumnezeu. Mă omorai. Efectiv. De ce? Pentru că am făcut o greșeală de strategie. Soția trebuie să-și apere soțul. Dumnezeu să ne dea lumină. Pentru că asta e învățătura care trebuie. Știi că pe alte canale discută cu David și îi spune care e situația ca să fie ajutată pentru familia ei. E altceva. Dar ea în public, cum a fost cazul acesta lui Abigail, a spus la ureche, doar David a auzit cuvintele pe care vi le-am citit eu. Primul lucru pe care trebuie să-l fac cu o soție și care contează enorm, contează mai mult decât mâncarea și contează mai mult decât călcatul, este respectul pe care îl oferă soțul ei. V-aș ruga frumos, respectați-vă soții, atât în mijlocul familiei, cât și în public. Respectați-l. Consultați-l. Când se discută între dumneavoastră la biserică, am găsit un material acolo, mergem să luăm, să vorbesc cu soțul. Cu toate că știi că soțul tău e de acord, spune: dar eu mă bag la materialele voastre. Nu, eu trebuie să-l consult pe soțul meu. Fă referire la lucrul ăsta. Vei veni la el și spune: uite, dragă, s-au găsit o soră niște material grozav care nu se șifonează, se calcă, se cutare lucruri în care noi suntem afoni, bărbață. Dar se găsește așa. Bărbatul se uită și spune: păi, dar de ce îmi spui? Dacă le găsești că e bun, așa. Aș vrea să știi lucrul ăsta. Aș vrea să vă spun, orice bărbat, chiar dacă nu le are, să simte bine când este întrebat și el trebuie să semneze. Da! Să simte respectat, ca să folosesc termenul ăsta de aici. Să simte respectat. Folosiți lucrurile astea. Folosiți-le pentru binele familiei dumneavoastră. Primul aspect și primul lucru pe care l-am subliniat din textul ăsta este respectul. Când Sara spunea: domnul meu. Al doilea lucru. V-aș ruga tare mult, stimate surori, nu cicăliți pe bărbații voștri. Se cunoaște că debitul de vorb, de a vorbi a femeii, este mult mai mare decât al bărbatului. Are potențialul de a vorbi un dublu număr de cuvinte, spun psihologii și cei ce numără, care se ocupă cu asta, numără, spune că femeia poate vorbi peste dublu a ceea ce vorbește un bărbat. De aceea este foarte important de știut că femeia dorește să comunice. Nu totdeauna, în schimb, comunicarea aceasta face bine. Mai ales când dorești să-l faci pe cel de lângă tine, să-l convingi. Crezi că convingerea se face cu multe vorbe. Vorbi multe, spus la așa într-un timp că bărbatul nici n-are timp mult să asculte și în timpul ăla scurt, ca o mitralieră care bate continuu așa. Bineînțeles că bărbatul aude primile, și după aceea se aude uniform așa, nu se mai aude nimic. El nici nu mai bagă de seamă, dar ea continuă cu acel lucru. Continuă. Lucrul ăsta l-am numit eu cicăleală. În textul ăsta biblic vine și spune foarte clar că nu asta e forța de câștiga un bărbat.
Scriptura vorbește în textul biblic aici că dacă o soție are soțul nu pocăit, nepocăit, n-ascultă cuvântul. Deci n-ascultă cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu, care e un ciocan, nu are niciun efect asupra lui. Nu folosi tu cuvintele gurii tale, ci câștigă-l fără cuvânt, adică fără vorbă. Încă o dată să citim textul ăsta Bibliei. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul cu cămare, adică cuvântul lui Dumnezeu, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Cum adică fără cuvânt? Fără să-i spui, băi, tu totdeauna ești așa, așa, cum adică să... Da, fără cuvânt. Și dacă, frații mei, un alcoolic, dacă unul care e nepocăit poate fi câștigat fără cuvânt, aș vrea să vă întreb dacă soțul tău totuși e pocăit și totuși încăpățânat în anumite domenii, dacă vezi că nu verge, tot spunând din aceleași lucruri, n-ar trebui să mai schimbi puțin foaia să-ți dai seama că se poate câștiga soțul ăsta în anumite domenii bune, fără cuvânt, doar prin purtare, doar prin modul în care îi acorzi respectul, cinstea? De foarte multe ori, în sânul comunităților noastre și în cadrul familiilor noastre, există un debit așa de cuvinte. Și eu o să vă spun unii duce, pentru că lucrul ăsta vine de pe timpul bunicilor noștri, atât că am prins eu, vine lucrul ăsta. Femeia crede că dacă vorbește mult, bărbatul respectiv va ajunge să facă cum spune ea. Aș vrea să vă spun, stimate surori, că noi bărbații suntem diferiți de voi. Nu numai la vorbire, vorbim mai puțin. Suntem diferiți ca structură anatomică, suntem diferiți ca cum judecăm. Noi judecăm cu o emisferă, femeile judecă preponderent cu cealaltă emisferă cerebrală. În foarte multe domenii noi suntem creați să ne completăm, nu să ne concurăm. Pentru că concurența n-are niciun sens. Nu te poți spune cu o femeie care vorbește. Nu te poți spune cu mușchii unui bărbat. Pentru că lucrurile astea nu sunt făcute pentru concurență, ci sunt făcute pentru completare. Când nu se înțelege și în cadrul familiei există o concurență, când se dorește prin planul ca el să facă cum îi spun eu, și asta cu puterea vorbei, s-ar putea să câștige un război. Bărbatul de obicei este mai greu de luat decizii pentru el. El trebuie să-l cântărească printr-o parte, prin alta, îl mai amână, îl mai cutare. Lucru enervant pentru o soție care dorește imediat să se întâmple ce spune ea. Și lucrul acesta produce în ea o iritare. Dar i-am spus și aseară, azi noapte la două, când m-am sculat, am plecat până la baie, când am venit, te-ai gândit la problema aceea? El, la care? Care a vorbit aseară? Tocmai la asta mă gândeam eu acum. Dimineața când se scoală, iară cu aceeași problemă, pentru că el știe, până nu face cum spune ea, lucrurile nu sunt. El încearcă să o nuanțeze, dragă de te-ai mai gândit, pune precizii, pune îmbunătățiri, pune ceva, dar fă ceva în domeniul acesta. Și el este stresat de lucrul acesta. Aș vrea să vă spun că bărbații, din punctul acesta, sunt foarte sensibili. La un moment dat acceptă asediul ăsta verbal asupra lor, dar la un moment dat capitulează. El își dă seama că nu poate sta toată ziua cu mitraliera pornită care bate numai în el. Că dacă mai bate și în alt parte, nu-i problemă. Dar dacă bate numai în el în continuu, el la un moment dat, după reduta lui mic, ridică un steguleț alt, spune, gata, ajunge, facem cum spui tu. Eu știu că dumneavoastră râdeți când întâmpliți lucrurile astea. Eu întâlnesc foarte des din nefericire. Și bărbatul spune, facem cum vrei tu. Din momentul acela, soția bucuroasă îi spune lui mama ei, gata, faci cum spune, dar ce faci cum vrea el? Chiar îi merge cum zice el? Nu! Să întâlnești cu o prietenă. Ce ai făcut? L-am terminat, gata. L-am pus pe... De acum, indiferent ce transmit eu, el nu mai execută. Să trăiți toți comandant și merge mai departe. Îi spun să bat parte de filare. Cam așa se imaginează foarte multe surori că reușesc. Problema pe care nu le văd el, care nu văd ele, este că bărbatul și-ar dori în familia lui să fie un fel de guvernator, în care să se consulte cu soția, în care soția să-i dea idei, dar să le propună el, pentru că de-aia e guvernator. Când ea ia deciziile și îl pune în fața faptului împlinit, bărbatul nu se mai simte așa.
Și în momentul acela predă inițiativa și îi spune, dragă, faci cum vrei tu. O să vedeți din momentul ăla, dacă el mai bătea câte un cui în gard și își dădea peste degete, din momentul ăla nu mai bate cui în gard, nici ciocan nu mai știe pe unii. Dacă te-au căzut o streață la gard acolo, dacă le ai așa de bine, du-și îl bate. El s-a desfăcut. Dar un tablou era pus în două cui pe perete, un cui s-o duce jos, stă la 45 de grade așa. Pune înapoi acela. Dacă tot este așa de capacitate, deci de deșteaptă, pune înapoi. El citește ziarul. Ce interesante știri. Se duce la servici, dacă se duce, vine acasă, citește ziarul, stă de vorbă cu prietenii, dar nu mai are activitate dinainte. Foarte multe femei astăzi, care sunt în cupluri, apare o boală numită nevroză, care până la un moment dat le trimite la psiatru. Nervoasă, toate se duc acolo. Psiatru, principală întrebare, întreabă, ești căsătorită? Da. Ce face soțul tău în față? Păi, tu mai ai probleme, nu faci nimic. Nimic nu mai face. De când nu mai face nimic? Păi, de când? Eu, după mine, așa e el, de când e el. Totuși, cineva, a să vă dau numai câteva repere, ca să știți că, la un moment dat, tind să generalizez. Totuși, oamenii care au făcut școală întreabă, totuși, care e momentul de cotitură? Păi, într-o zi l-am forțat să facă ceva ce am vrut eu, am vrut neapărat lucrul ăla. Și ce o zis? O zis, rămâne cum vrei tu și de acum îți vezi de treaba ta. Există la bărbați și psihologii vorbesc de lucrul ăsta, există un fel de buton roșu. Când tot te miști pe lângă el și tot îl întrebi și ce mai faci, și-ți gutare, și el spune, dragă, lasă-mă în pace pentru că eu acum nu prea am chef de vorbă, mă gândesc la o anumită problemă, la serviciu a întâmplat ceva, am vorbit ceva cu șeful și mă gândesc cum se rezolv. Bun, dar ăla micu, uite, o luat mingea și-o tras un șut din colo și-o spart un geam așa și geamul trebuie luat, trebuie schimbat, trebuie făcut. Dar, dragă, te rog frumos, lasă așa lucrurile că zâmbidem noi după aceea și cu geamurile și cu aceea. Te învârți pe lângă butonul ăla roșu. Și la un moment dat, soțiile noastre, de obicei, când văd că n-au cu cine vorbi, nu mă iubești, nu-i așa? Îi spune lui, dragă, nu discutăm de probleme de iubire, eu am altceva acum. Hai spune ce ai, hai că vezi că înțeleg. Nu vreau să vorbesc. Și la un moment dat apeși butonul ăla roșu și există acea stare pe care o numesc psihologii, intrare la bârlog, când el nu mai comunică. Când a intrat acolo, mănâncă pe automat, așa, și se gândește în altă parte. După ce iese de la bârlog, după o zi, două, trei, iese de la bârlog, poți comunica din nou, dar până se rezolvă problema. Știu că discutam odată undeva și citind în literatura de specialitate despre acel intrare la bărlog, a venit o soră la urmă și m-a întrebat, frate Virgil, eu cred că bărbații trebuie să mai intre la bărlog, scape de mitralieră, dar e normal ca a meu să stea 6 luni la bărlog? Păi nu știu cum era situația familiei la ei, dar ăsta nu mai ieșea. Aș vrea să vă spun, stimații mei, stimate surori, nu folosiți niciodată debitul verbal pentru a vă convinge bărbatul. Aveți o sugestie, mergeți la el și spuneți, uite, eu m-am gândit la situația asta, te-aș ruga, gândește-te și tu la lucrul ăsta și când poți, dă-mi un răspuns, să vedem. Putem îmbunătăți treaba asta, dar am putea face lucrul ăsta. Bărbatul de obicei se gândește, printre ce se mai gândește el, deci eu, de câteodată are, să știi că m-am gândit, e ok, cum spui tu. De obicei. E ok cum spui tu, dar problema a venit la el. De foarte multe ori soțiile ar dori, nu e așa că ți s-am spus eu, a fost corect? Nu e așa? Spune la oamenii ăsta. Spune să știi și ei. Și soțul este umilit de aspectul ăsta. Dă-i posibilitatea să fie guvernator, să fie rege în casa lui, respectă-i autoritatea și dacă vrei să te înalți, înalți-l pe el, că tu ești pusă sub autoritatea lui. Cu cât îl înalți pe el, cu atât vei fi înălțată tu. De aceea e important, nu folosiți debitul de cuvinte pentru a convinge. Dacă există soți încălciți, că sunt din aceștia, dacă există soți încăpățânați, că aproape toți sunt încăpățânați, vă spun eu, aproape toți sunt încăpățânați, avem o doză de încăpățânare, bărbații, intrăm acuși la subiectul nostru care ne place grozav, avem o doză de încăpățânare, știm că n-avem dreptate, dar rămânem așa. Ei, când ai situația asta, nu te apuca să nu respecti. Nu te apuca să vorbești ce nu trebuie.
respectă-l așa cum este și câștigă-l fără cuvânt. Bineînțeles, trebuie școală la asta. Câteodată soțiile nu știu să câștige fără cuvânt. Câteodată întreabă, nu știu cum e asta. Eu dacă nu vorbesc până nu mi se usucă gura, nu pot să... V-aș ruga tare mult, încercați fără cuvânt să câștigați. Uimiți-vă soții la anumite probleme, uite, de data asta nu mai vorbesc nimic. Nu mai vorbesc. E o situație în care trebuie să ne rugăm, cântăm o cântare, ținem o zi de post, dar nu mai vorbesc, nu mai vreau să presez lucrurile. Eu văd într-un anumit, nu spun neapărat că e cel mai bun, dar rămâne lucrurile așa. A doua formă în care de foarte multe ori aduce greutăți familiei este cicăleala. Ca familia ta să fie biruitoare, nu folosi vorba în exces. Câteodată e foarte important să știi să taci din gură. În momentele critice. Spunea cineva despre familiile creștine care au izbândă, cea mai mare performanță este să știi că ai dreptate și să taci din gură. Cea mai mare performanță este să știi că ai dreptate și când ai dreptate vrei să spui, nu? Dacă ai putea să ai spectatori și să taci din gură când ai dreptate, ai un mare câștig în familie. Foarte mare câștig. Celălalt să-și dea seama că tu ai dreptate, dar nu îi zbucnești ca altă dată. Ei, vezi? Te-am spus eu. Uite. Nu. Taci din gură și cealaltă întreabă. Dar de ce nu vorbești acum? Simplu. Nu vorbesc. E așa cum este. Mergem înainte. Câteodată mai este așa. Uimești pe celălalt. Pentru că câștigi fără cuvânt. Ultimul aspect pe care îl sublinează Petru aici și care dă biruință familiei ținând cont este că de cele mai multe ori o soție care nu-și respectă bărbatul va folosi debitul de cuvinte, adică cicăleală. Și pentru că bărbatul ei ajunge la un moment dat să fie comparat cu alții și că nu e așa, dorește să impresioneze cu exteriorul și cu îmbrăcămintea. Dar nu pe bărbatul. Nu pe bărbatul. Ci pe alții. Doar să impresioneze. Atât tot. Și Scriptura vine și spune aici, felul vostru să fie cel al smereniei. Și spune Scriptura, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară. Nu uimi cu modul în care arată ambalajul. Dumnezeu se uită la conținut. Soțul tău se uită la conținut. Ambalajul odată cu trecerea vremii apare zbârcituri. Ambalajul odată cu trecerea vremii apare erodarea. Dar conținutul poate fi de mare preț înaintea lui Dumnezeu și efectiv ceea ce iubim noi ca soți nu e atât de mult ambalajul, ci ceea ce e în interior. Omul ascuns al inimii și ceea ce face farme cu unui om este bunătatea lui. Să știi că cel de lângă tine e bun. Nu e neapărat drept, dar e bun. E bun cu tine. Știe să te respecte, știe să te iubească. Iubești persoana aceea. E adevărat că odată cu trecerea vremii sunt femei mai frumoase ca ta. Sunt femei mai descurcărețe ca ta. Sunt femei care pot fi prim-ministru. Dar tu ești legat în legământ și în legământul acesta trebuie să trăiești cu plăcere, focalizându-ți dragostea pe soția ta. Asta e foarte important. Pentru că dacă focalizezi dragostea pe ambalaj, tu îți iubești soția cât ambalajul e ok. Cât pielea e întinsă bine din cauza tinereței sau operațiilor estetice sau a diferitelor unguiente. Dar după ce ambalajul nu mai arată bine, tu pentru că iubești numai ambalajul, te reorientezi că există ambalaje mai bune. De aceea e important să iubești conținutul. Pentru că indiferent de ambalaj, conținutul este etern, slăvit să fie Domnul. De aceea poți să vezi un regretator Edea Vorban, era destul din vârstă, scotea pe Sabina Vorban și spunea, asta e cea mai frumoasă doamnă din adunarea asta. Scotea o băbuță și ridica și se prezenta în față la toți. Dar Vorban o prezenta ca cea mai frumoasă doamnă pentru că era soția lui. Pentru că ceea ce conta pentru Vorban nu era ambalajul zbârcit a unei femei trecute în vârstă, ci era interiorul, conținutul acela călit prin pușcărie și prin credincioșia pe care o arătat-o în circumstanțe grele la omul acela care a stat 14 ani în pușcărie. Ea a rămas credincioasă bărbatului ei. Era frumoasă pentru Vorbrand și nu numai.
Dezvoltați partea aceea interioară. Atunci când deschideți gura să se vadă că sunteți persoane spirituale. E foarte important de știut lucrul ăsta. Câteodată mă gândesc împreună cu alți frați și în mod special cu surori să dezvoltăm pentru surorile noastre din anumite comunități, mai ales surorile tinere, să dezvoltăm un anumit program în care să le învățăm cum să se comporte. Sunt lucruri elementare pe care dacă le învață poate să meargă mai departe, poate să dezvolte anumite aptitudini spirituale în viața lor. De aceea e foarte important. V-aș ruga, nu încercați, dincolo de necazurile pe care le aveți, de neînțelegerea pe care o aveți în familia soțului față de voi, nu încercați să impresionați. Exteriorul, iubitele mele surori, totdeauna, tot ce e frumos și scump trebuie să aparțină soților dumneavoastră. Hainele mulate, transparente, decolteurile largi, toate astea sunt adresate altcuiva. Și permiteți-mi să vă mai spun și lucrul ăsta. Biserica e locul unde vă expuneți. De ce? Biserica e locul pe care primește nu laureații premiului Nobel. Biserica nu e locul în care privește savanții lumii, culții lumii. Biserica e locul în care oamenii răpuși de păcate și de pofte, curvari, despărbălați, proxeneți, femei de picentură, vameși, vin să se pocăiască. Asta nu înseamnă că ăștia că vin să pocăiască, o scăpa dintr-o dată de toate problemele lor. Problema pe care o întâmpin eu de foarte multe ori, mergând la anumite comunități, întâlnesc nu atât de mult, că cine vine din lume știe cum trebuie, întâlnesc copiii de-a fraților noștri, fete de-ale păstorilor, fete de-a fraților noștri, care s-au născut în pocăință, vin foarte provocator. Cu fuste scurte, cu așa, cu mulat, tot așa. Și câteodată în sânul comunităților noastre vin oameni chemați la evangelizare care se ocupă cu trafic de carne vie. Și spune, domnul pastor, permiteți să vă spun, evangelizare cu tare, nu știți cu ce mă ocup eu, dar sunteți penibili. De ce? De ce mai suntem penibili? Băi, oameni buni, eu când vin dintr-un anumit mediu, eu văd ce vrea să vând o anumită persoană. Dacă dumneavoastră n-aveți de vândut, pentru ce faceți treaba asta? Eu am venit aici să auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu să-mi arate fata aia și aia care e ceva de oferit. Că stilul în care se îmbracă, așa le îmbrac eu pe alea care le trimit pe centură ca să-mi aducă mie bani. Pentru ce? Mi-a plăcut tare mult de un scriitor american care la un moment dat discuta cu fata lui și într-o zi fata lui a venit îmbrăcată așa mai sexy, cum să spune, îmbrăcată mai... Și el vine și spune, aveți, ai ceva de vândut? Și au spus, nu, n-am nimic de vândut. Și atunci la ce faci de reclamă dacă n-ai de vândut? După cum ești îmbrăcată, faci reclamă la ceva și tu n-ai de vândut. Numai efectiv, cine trece pe drum vede lucrul ăsta. Aș vrea să vă spun, casa Domnului, în mod special, ca să nu spun totul, casa Domnului, în mod special, este un loc în care avem voie să ne închinăm. Amin. Amin. Și în care trebuie să ne închinăm. Nu trebuie cineva, că-i fata mea, că-i nevastă mea, iau lucrurile pe direct, să deturneze închinarea cuiva, ci trebuie să fie îmbrăcată cu rușine, cu sfială și tot ce are frumos. Dacă are ceva frumos deosebit, să-i arate soțului ei. Atât tot. Acolo e locul. În casa Domnului nu se admite. Tristețea pe care o văd și le mai spun câteodată la frați, din experiențele pe care le am, este că foarte mulți slujitori n-au tăria asta. Și multe biserici au devenit o paradă a modei și de foarte multe ori trebuie să stăm să discutăm. Și dumneavoastră gândiți-vă că bărbații care sunt în biserică se duc acasă, au patul matrimonial. Dar ce faceți cu adolescenții dumneavoastră? Pe care îngăduiți ca anumite persoane venind din biserică, într-un mod provocator, să facă ca acei tineri să aibă mintea întinată. Pentru că eu nu sunt capabil să-i spun la fata cu tăruia, te rog frumos, du-te și te îmbracă cum trebuie. La noi în biserică nu există treaba asta. S-a încercat de vreo două ori să vină câteva fetișcane cu rochile mai scurtuțe, m-am dus la ele în timpul rugăciunii și am spus, odată dacă te mai prind, te urc în fața acolo. Nu mai vine nimeni. Dar am scăpat de problema asta. Putem să ne închinăm liniștiți, fără să arate nimeni nimic. Le spuneam la frați, și trebuie să vă spun și dumneavoastră, eram odată la o slujbă de botez undeva în țară, nu vă spun unde, că nu asta este important.
Și la slujba aceea de botez, oamenii au muncit foarte mult, foarte mult. Erau veniți la botezul respectiv oameni care au fost în lumea interlopă, veniți prietenii lor acolo. Niște oameni care aveau niște lănțoaie de aur la gât, așa, tatuați toți, se vedeau că erau oameni care fusese la sală și erau numai de bodyguards de ăștia, știu cu ce se ocupau ei, și erau veniți la slujba aia de botez acolo. O slujbă frumoasă, deosebită, un cor. În fața corului, dintr-o dată, văd o domnișoară, o femeie, cu ochii cât o palmă, foarte scurtă. Acum eu înțeleg scurt, că am mai văzut, dar foarte scurtă. Era chiar în fața corului, era într-o poziție vizibilă, că acum dacă îl puneau ăștia ca în grădina Edenului, după un brusturi undeva, de aia e bine să mai ai flori naturale, n-are, așa, o puneau după un brusturi undeva, nu era problemă, pentru florile alea se pierde. Dar, la un moment dat, s-a pus chiar în fața corului acolo și eu mă întrebam, măi, cum de oamenii de ordine au adus-o? Pentru că ea, ca o veritabilă persoană de gen, făcea și reclamă, adică punea picior peste picior. Și când punea picior peste picior, ăștia proxeneți, ăștia ce erau ei acolo, se uitau în partea aia, după aceea se uitau ea la predicator, ea stătea puțin, întorcea picioarele, ăștia iar acolo. La un moment dat eu m-am uitat așa, băi, ăștia n-ascult, unde se uită ăștia? Când mă uit, văd pe ăsta acolo. Zic, băi, cum de-au venit oamenii de ordine să o pună pe asta chiar în fața corului acolo? Ăștia au făcut repetiții, au muncit din greu aici. Ce cu oamenii ăștia? Păstorul, tocmai când gândeam eu disperat aspectul ăsta și vreau să văd ce se întâmplă, păstorul numește corul scânte. Când se ridic corul, când se ridic și domnișoara. De ce era membra bisericii? Și atunci n-am mai putut, am zis cu riscul, câteodată spun la păstori și îi spun, taci din gură că e fată mea. Cu riscul ăsta zic, băi, o fi fată sau o fi nevasta, cine o fi, dar eu îi spun. Și am spus, băi frate, uite care e situația aici. M-ai chemat să predic la slujba asta, dar nu știu dacă oamenii ăștia se uită la mine. De ce? Pentru că ai îngăduit ca femeia aia, fata aia, cine ea, să stea în mijlocul cor, măcar dacă o spune în spate, la un rând să aibă un scaun în față. S-o pus popâc în față acolo, pune picioarele și uite la ăștia unde se uită. Uite o țără la ei unde se uită. Uite puțin unde se uită. Da, dar unde? Păi uite unde se uită ăștia din sală care-i vezi tu aici. Nu s-a atenți deloc, pentru că ai lăsat-o să vină chiar în fața acolo și mai văd că e și membra ta, băi. S-a ridicat la cor. Cine-i domnișoara? Ce se întâmplă? Băi, unde se întâmplă asta? Ăsta era paralel. Zic, uite în partea stângă, la cor acolo. Se uită el, se uită. Eu nu mă mai uitam, că am văzut unii se uită ăștia, măcar să nu zică ăștia, predicatorul se uită. Se uită toată lumea, dar eu predicatorul se uită partea cealaltă. Zic, stau liniștit așa, vine ăsta și îmi spune, băi, Virgil, zic, ce-i situația, ce faci acum? Te rog frumos, tu nu te mai uita încolo. Deci mi-a luat de libertate. Vă spun sincer, cam asta e situația în foarte multe comunități și totul a început de la o chestie micuță. Cândva a început așa. Vă aș ruga, stimate surori, învățați-vă fetele și copiii și dumneavoastră fiți un model din punctul ăsta de vedere. Casa Domnului este un loc al rugăciunii, Doamne ajută. Nu excelați în haine, nu excelați în tot felul de lucruri. Excelați în omul ascuns al inimii, în care este o încurăție neperitoare a unui duc blând și liniștit, care în primul rând este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Cu timpul, o să vedeți cât contează asta. Când copilul se îmbolnăvește și poate soțul nu e acasă și când trebuie să se întinzi mâinile ca mamă peste el, să te rogi pentru copilul tău, nu contează ce haine ai avut tu și cât de sex ai fost în adunare. Contează doar dacă ai avut și ai preț în ochii lui Dumnezeu. Atât tot. Restul, dulapul cu haine, nu poți să te duci și pui mâinile, Doamne, în baza dulapului de haine, toate sunt de firmă, toate sunt picroi, te rog, vinde copilul. Dumnezeu, știi sigur că Dumnezeu nu face asta. Dacă îmi vii și îi spui Domnului, Doamne, știi că în poporul tău n-am fost pricină de păcătuire și de potecnire pentru nimeni. Îndură-te de casa mea. Dumnezeu ascultă. Amin. Frații mei, știu că sunteți curioși să vedeți din textul ăsta biblic ce putem învăța noi, că surorile au învățat. Încă o dată, stimate surori, v-aș ruga tare mult, respectați-vă soții în dauna slăbiciunile lor. În al doilea rând, vorbiți cu înțelepciune. Nu folosiți cicăleala, vorba multă, poluare sonoră. Și în al treilea rând, nu ieșiți în evidență prin exterior, ci fiți campioane și ieșiți în evidență cu partea lăuntrică, cu omul ascuns al inimii. Stimații mei frați, primul lucru pe care vreau să vi-l subliniez ca familia dumneavoastră să fie o familie de biruitori, este că trebuie să învățați să vă rugați.
Știu că munciți, știu că vă place șofatul, știu că vă place politica, știu că vă place sportul, știu că vă place să câștigați bani, știu că o grămadă de lucruri, dar aș vrea să vă informez că în baza mandatului pe care ni l-a dat Domnul, sunteți chemați să fiți preoți în casă, să vă conduceți familiile în rugăciune. Sunteți chemați asta. De obicei, bărbații timpului nostru aud undeva că-i cer de rugăciune și a venit un vas al Domnului autentic. Nu se duc ei. Nu se duc. Îi spune la nevastă, du-te tu și adun traducerea. La ce spune Domnul? Te duci tu. Că el stă, eu am de lucru, eu sunt obosit, eu sunt cu tare. Tu ar trebui să fii acolo. Tu ar trebui să fii în biserică. Tu ar trebui să pui umărul, tu ar trebui să începi cântarea, tu ar trebui să începi rugăciunea. Tu ar trebui să vorbești lucrurile respective. Pentru că ești preot în casă. Primul lucru pe care vreau să vă spun, stimații mei bărbați, este că trebuie să vă rugați, spune Scriptura, că una dintre problemele pe care ar trebui să le aibă bărbații este să nu țină necaz pe nevestele lor ca să nu fie împiedicate ce? Rugăciune. Și foarte mulți bărbați întreabă, dar care rugăciune? Că eu nici mă rog. Și rugăciuni să fie împiedicate? Eu nu am niciun stres în domeniul ăsta. Nu mă rog, efectiv. De aceea, o să vedeți dumneavoastră că la slujbele și în țară e la fel. Observ că soțiile sunt înclinate să vină la rugăciune. Soții nu sunt. Sunt atât de obosiți, își găsesc altceva de făcut, dar nu sunt la rugăciune. Știți cât de mult contează să fiți în casa Domnului împreună cu familia? Știți cât de mult contează să dați tonul la rugăciune în casa dumneavoastră? Știți cât de mult contează să vă uniți cu ceilalți, să fie în biserică oameni care se spun, Doamne, ținem o zi de post, ne unim câteva persoane pentru bunul mers al bisericii, pentru diferite cauze și în domeniul acesta copiii tăi să vadă aspectul acesta. Știți cât contează? Sunt foarte multe lucruri pe care noi dorim să le avem, dar Biblia vine și spune, nu le aveți pentru că nu le cereți și cererea nu se poate face decât prin rugăciune. De aceea e important să ne rugăm împreună. De aceea e important să insistăm împreună în rugăciune. De aceea e important să stăruim înaintea lui Dumnezeu pentru a avea parte de îndurarea lui Dumnezeu. Primul lucru la care bărbații au nevoie să exceleze, să meargă mai departe, este să fie niște oameni ai rugăciunii. O soție care trece și plină de griji cu copiii, să rezolve, să schimbe pampersul ăla, să după aceea se ducă la baie, să rezolve acolo, să după aceea de făcut la bucătărie. Când trece prin dormitor sau îl vede pe soțul ei la capătul patului, că se roagă și încredințează familia în mâna Domnului, pregătindu-i să ducă la muncă, are o asigurare că bărbatul acela conduce familia. Că bărbatul ăla stă de vorbă cu Dumnezeu, cu familia lui. Când îl vede în schimb pe bărbatul să scoală, n-are timp de rugăciune, așa. Efectiv și la masă, am întâlnit mulți bărbați asta de preocupat de muncă, că mănâncă așa și uită să se roage și aleargă așa pe drumuri. Încă o dată spune, foarte bun meseriaș, are bun prieten meseriaș, dar nu se roagă. Ori Biblia vine și spune, bărbaților, țineți cont de rugăciune, să fie importantă, că dacă rugăciunea nu este importantă pentru tine, când nevasta îți greșește, vei ține necaz pe ea. Și cineva îți va spune, băi, dar tu îți dai seama dacă tu ții de o zi necaz pe nevastă ta, de o zi tu te-ai rugat degeaba. Și el râde așa în colțul gurii, nici nu m-am rugat, aia e problema. Pentru că nu sunt un om a rugăciunii, nu ai ce să-mi spui mie în domeniul ăsta. Pentru că am pierdut pârghia asta importantă. Și tristețea este că mulți dintre oamenii aceștia își dau cu părerea în biserică. Vor să rezolve niște probleme în biserică, dar nu sunt oameni ai rugăciunii. Când aveți dumneavoastră rugăciune? Marța sau joie? Când? Marța. E foarte important că capii de familie să fie acolo. Soția poate sau nu poate să vină, copiii pot sau nu pot să vină, dar tu trebuie să fii acolo. Dar e plin de muncă, nu are importanță, cu rugăciune obții mai mult. Fii acolo la rugăciune împreună cu frații tăi. Fii o bază pentru lucrarea Domnului. Ai fost unde ai fost, ai venit în Germania, nu știi unde ai să ajungi. Oriunde ești, fii un om al rugăciunii, Doamne ajută! Amin. Soțiile dumneavoastră doresc lucrul acesta. V-aș ruga, stimate surori, și pe dumneavoastră, fiți mai sensibili în aspectul ăsta. Observ de foarte multe ori soți care pot lucra peste program, dar nu lucrează. Câștigă mai puțin ca alții,
vin și fac repetiții cu cineva la o cântare ca duminică să iasă să cânte în adunare cu celălalt. Au făcut repetiții. La un moment dat, frații din biserică responsabili au nevoie să sfătuiască privitor la ceva și spune, te rog, rămâi și dumneavoastră, că îl vede și marța la biserică, îl vede pasionat de lucrarea Domnului, vede că e un om a rugăciunii și își dă seama că omul ăsta are o legătură cu Dumnezeu, se poate ruga și poate avea un răspuns. Frate, ne consultăm în domeniul ăsta. Acasă, nevastă, da, am atâta cu copiii ăștia, tu te-ai oprit, amul cu frață, mai stai cu ălaltul, nu știu care vrea să mai mărturisească ceva, cu tare, vin acasă, termină cu lucrurile astea. Am întâlnit, vreau să vă spun, și din nefericire n-am mai avut cum să ajut, când anumiți frați au fost pasionați pentru biserică, pentru cor, pentru lucrare, pentru ordine, să pune cu sonul, să vină, să stea cu o oră înainte, să pregătească după pasionat. Nevasta, n-am nevoie de asta, n-am nevoie de cealaltă. S-a lăsat omul, a aruncat frață, nu mă mai aveți, și au găsit alți prieteni. Prieteni care au mers la pescuit. Duminica mergeau la pescuit, făceau grătare, stăteau până seara, au început a mirosea bere nealcoolică, spunea el. A miros de parfum de femeie. Și acum sora a venit la frați. Frații mei, știți că el cânta cu voi, bun, cânta cu noi. Dar ne-a spus că dumneata nu erai de acord să cânte cu noi. Dumneata vrei să-l pui la schimba pamper sau nu știu ce vrei să faci. Mi-a spus că el rămânea să discutam pentru că era un om care vedea lucrurile. Ne-ai transmis că soțul dumneata nu-ți la soțul. Acum l-ai unde l-ai vrut. Că nu se poate așa să-l ții numai pentru tine, nu-i cățăruș de companie. Nu, el are nevoie de niște tovarăși. Dacă tovarășii nu au fost biserica și frață, are alții. Noi nu avem acces să ți-i scoatem de acolo. Îl scoți cu rugăciune. Dacă ai cine să te ajute, îl scoți. Noi stăm de vorbă cu el. Dar ce putem noi prezenta când pe mâna dumitale a mers? Din nefericire vreau să vă spun, stimate surori, am încercat, era prea târziu, ce să le mai spun eu? Ce să le mai spun? Le spun doar atât la surorile mele tinere. Osteniți cu copiii dumneavoastră când știți că soțul dumneavoastră stă până seara și discută, face repetiție, e cu frații la biserică, să roagă împreună cu frații. E plecat la o ungere cu un de lemn, nu el ordinat, dar să roagă, l-au luat ceilalți frați cu dânșe, pentru că să se roage împreună cu ei. Poate chiar să conducă mașina. Fii bucuroasă că în ogorul Domnului, că răsplata este împărțită cu tine, care rămâi acasă să te ocupi de celelalte lucruri. Am spus paranteza aceasta pentru că m-am simțit mânat să vă spun, pentru că foarte multe din pornirile bune ale bărbaților sunt oprite câteodată de partea cealaltă, care ar dori cu totul altceva. Soții trebuie să se roage. Amin. Căutați să fiți cei din tâi la rugăciune. Căutați să vă duceți familia înaintea Domnului rugăciune. Pentru că urmează pasul 2. Dacă nu există rugăciune în familie, dacă bărbații nu se roagă, bărbații respectivi vor avea lipsă de ceva care se vede în mediul nostru. Spune Scriptura, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune. Înțelepciunea este abilitatea pe care o dă Dumnezeu de a ne descurca în anumite situații. Nu-i ceva ce se învață. Abilitatea de a te descurca. Și nu uitați, frații mei, când venim la pocăință, Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, ne iartă păcatele. Slăvit să fie Domnul! Ne face copii al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și pune viață veșnică în noi. Slăvit să fie Domnul! Dar înțelepciune nu ne dă. V-am prezentat câteva lucruri. Vii prin credință, ți se iartă păcatele, devii copilul lui Dumnezeu, ai viață veșnică, dar înțelepciune trebuie să o ceri. Și ca să o ceri, trebuie să ai convingerea că nu o ai. Și asta e marea problemă, că majoritatea o avem. Avem. Îți deștept. Eu pot face. Câți bărbați nu și-au dus familia la ruină? S-au întâlnit cu un prieten de-a lor, hai facem o afacere împreună, tu iei 100.000 de euro, eu cu tare, împărțim pe din două, cu tare, ăla nu, ăla nimic. Ăsta a luat 100.000 de euro, nici nu s-a consultat cu nevastă, să vezi și bogat ai să fii, să vezi cum ai sâmbli cu jipul de acum înainte, să vezi, nu i-a spus cu jipul poliției, să vezi de acum înainte cum ai să umbli și așa mai departe. Stimații mei, și eu...
O prezentat s-o dus ălaltul, care o știu ce face, o lua banii, o dispărut și dintr-o dată el s-o trezit. Dar de ce nu mi-a vorbit Domnul? De ce nu mi-a făcut descoperire? De ce nu a trimis un proroc ceva? De ce a trebuit eu să intru? Bineînțeles că el e dator 100 de mii de euro, trebuie să o dei. Trebuie să o dei. Casă, masă, tot ce are trebuie să dei. Și mai are încă de muncit. Problema este, credeți că soția sau copiii lui o duc bine? Pentru că lui a lipsit înțelepciunea, toată lumea suferă. Toată lumea suferă. Și nu vă spun de rudele celelalte. Pentru că lui a lipsit înțelepciunea. Și frații mei, când te rogi, stai în fața unui Dumnezeu măreț, etern, și rugăciune te pune în fața celui atot înțelept, și în fața lui permiteți-mi expresia, când te rogi, vezi cât de prost ești. Vezi cât de nătâng ești. Vezi decizii proaste și neîntemeiate ei. Vezi ce judecăți pripite faci când te rogi. Îi vezi măreția și splendoarea și spui, Doamne, nu știu, dă-mi înțelepciune. Și Dumnezeu o dă cu mână largă. Nu te baza de înțelepciune de ieri. Că ieri ai cerut înțelepciune și ți-o dat Domnul. Azi e o nouă zi, alți oameni, altă perspectivă, poate alte lucruri. Cere înțelepciune pe ziua de astăzi. Eu mesajul ăsta l-am mai predicat în altă comunitate. Puteam să merg și să spun, Doamne, știi ce? Am mai predicat din același text, vorbesc. Sunt alți oameni cu alte probleme, cu alte afinități și în seara asta, din nou, am cerut, Doamne, dă-mi înțelepciune pe seara asta. În fiecare moment ai nevoie de înțelepciune. Te cheamă cineva la un interviu, te cheamă cineva să te întâlnești, cere înțelepciune și vei cunoaște lucruri care nu le cunoșteai înainte. Pentru că Dumnezeu are tot interesul să se te le descopere. Pentru că ceri înțelepciune. Dacă zici că ai, îți nenorocești familia. De aceea e importantă rugăciunea. Pentru că rugăciunea te face să stai în fața lui Dumnezeu. Înăuntru fiecare din noi suntem orgolioși, avem un eu al nostru. Ne place pe tronul vieții noastre, stăm noi. Rugăciunea cea mai simplă este să vii într-o casă de rugăciune ca cea de aici, să-ți pleci genunchiul și să recunoști că în universul ăsta este un Dumnezeu și ăla nu ești tu. Păi este simplu rugăciunea. Când tu îți pleci genunchiul, recunoști că este un Dumnezeu și ăla nu ești tu și ca atare depinzi de El. Ai nevoie de înțelepciunea Lui, ai nevoie de puterea Lui. Câți cuvinte mai multe sau mai puține, dar te închini înaintea lui Dumnezeu, arătându-ți dependența față de El. De-aia e importantă rugăciunea. Când te rogi, Dumnezeu îți dă înțelepciune și înțelepciunea aceasta te face să fii blând, te face să fii pașnic. Și ceea ce e mai important, spune Scriptura în Iacov acolo, ești ușor de înduplecat. Ușor de înduplecat. Ne naștem ca și bărbați nativ cu o doză de încăpățânare. Efectiv, știm că nu avem dreptate, toată lumea ne spune că nu avem dreptate, dar noi nu vrem să recunoaștem că nu avem dreptate și știm că nu avem dreptate. Stăm acolo pe poziția aceea, Doamne, știu că pierd, mă costă lucrul ăsta, dar efectiv nu mă dau de acolo. Când ai înțelepciunea care vine de sus, pe care ți-o dă Dumnezeu, ești atent și la nuanțele altora. Ești atent. Începi să înveți să vorbești frumos cu ceilalți. Știu că sunt în comunității noastre, am discutat cu frații să avem adunări generale și de obicei adunările generale, mai ales în mediul nostru, să lasă cu, folosesc un termen biblic, ca să nu folosesc, cu un viu schimb de cuvinte. Spune Scriptura Faptele Apostolului, Apostolul a avut un viu schimb de cuvinte acolo. Cum a fost, sunt foarte curios, da? De multe ori se lasă cu vii schimb de cuvinte, că nu mai știe care, cum, cu cine și ce vrea să spună. Și le-am spus la frați, fraților, e foarte corect când vii la adunare și ceri înțelepciune la Dumnezeu. Să ridici un frate să spună o prostie, de exemplu. E foarte bine. Pentru că sunt multe lucruri false. Eu, de exemplu, am auzit despre cineva niște lucruri false. Le-am luat și le-am înmagazinat. Că am un sertar, când spun numele cuiva, și dumneavoastră la fel funcționați. Când spui numele, vine cineva înainte și spune, băi, tu îl știi pe ăla? Nu știi. Îți spune eu numele. Asta. Și îți deschide un sertar, un fișier, și sertarul îți spune niște dosare. Ăla e un bandit, e un escroc, încă tare. Tu nu știi, habar n-ai. Îți închide dosarul, îți închide sertarul și a plecat. Într-o zi, vezi unul zâmbăreț, vine la tine, frate, ce faci, frate?
Până acum te cheam pe tine și îți spune numele. Jop, se deschide dosarul. Înțelegi? Lumii se întâmplă așa? Se deschide dosarul. Ăla vine să te îmbrățișeze. Lasă-mă pace. Nu mă îmbrățișa că... De ce? Ăla mi-a spus că ești bandit, ești excrog, ești scutare, vrei numai să țăpuiești, vrei numai scutare, îmi le numai după interesele tale. Tu nu te-ai întâlnit niciodată cu el. Nu știi ce fel de om e. Dar cineva ți-a pus în dosar alte lucruri. Aviz la dumneavoastră lucrul acesta. Nu lăsați pe oricine să pună acolo. Dați anumite fișiere la o parte. Știți că mă simt și eu tributar câteodată când cineva pune așa ceva despre anumiți oameni. Dați la o parte lucrurile alea, că altfel nu vei putea să te bucuri de dragostea unora din cauza ciudățenii sau a ciudei pe care o are cineva, a geloziei pe care o are cineva. Ei bine, în aspectul acesta trebuie să avem grijă ca frați, ca surori. În cadrul bisericii am spus, domnule, se ridică și spune o prostie. M-a spus și eu am avut, când am scos-o, oamenii mi-au demontat-o, am scăpat de ei. Altfel mă țipa 10 de ani acolo. Și ea tot prostie rămâne. Dar pistoc, când o scoți, ai scăpat de ea, ți le muresc ăștia. Dom'le, nu e adevărat, nu e așa, uite, altfel, bun, gata, dar ai spus-o. Să ridică cineva la adunare generală și spune ceva, cum ar trebui să meargă biserica. Dar greșit total. Bineînțeles că eu mă pot ridica, spune, fratele, nu o zis bine, nu le are, n-are, cer înțelepciune, frate. Așa, și încep eu, nu. Te ridici frumos și elegant, că ai cerut înțelepciune și spune, frate, nu vreau să-l contrazic pe fratele, este părerea lui și dreptul lui de a se expune punctul de vedere, dar după mine și după Scripturi, eu văd așa lucrul ăsta. Bineînțeles că e părerea mea, încă o dată vă spun, și părerea mea poate fi modificată după înțelepciunea dată vouă. După el se ridică un altul, după el se ridică un altul, nu jicnește nimeni pe nimeni, toată lumea se respectă, iar la un moment dat, împreună cu frații, stabilesc de comun acord. Atât eu, cât și toți ceilalți, ne supunem majorității, pentru că oricum majoritatea gândește mai bine ca 2-3 cât ne credem noi genii sau lucruri de... și stabilesc ce trebuie de făcut. Și toți ceilalți respectă. Și dintr-o dată adunările noastre generale au devenit o plăcere să fie la ele. Frații râd împreună, frații discută împreună, mai ridică, mai stăm, mai ridică unul subiect, mai cu tare, dar părerea mea este aici, părerea mea, fără să jicnească unul pe celălalt. Pentru că au învățat să folosească înțelepciunea. Și când ai înțelepciune și vorbești cum trebuie. Amin. Amin. Câtă vreme crezi că o ai, n-ai să o ceri niciodată. Câtă vreme ești conștient că îți mai trebuie, ceri. Și când ceri înțelepciune, începi să te porți cu înțelepciune. Începi să te porți în familie cu înțelepciune. Încep să tratezi soția cu înțelepciune, copiii cu înțelepciune, încep să iei lucrurile în serios în viața ta, cheltuielile pe care le faci, toate sunt folosite cu înțelepciune, slăvit să fie Domnul. Ultimul aspect pe care vreau să vi-l spun este, dacă nu te rogi și dacă nu ceri înțelepciune, vei rămâne un om încăpățânat și vei avea nevoie de un țap ispășitor. Și de obicei, țapul ispășitor e nevasta. De obicei. Toată vina se aruncă pe ea. Totul. Din grădina Edenului până acum, nevasta e bună, dacă ceva nu a mers, dacă m-am luat după tine, parcă tu mi-ai sugerat, parcă tu m-ai supărat, parcă tu... Și în momentul respectiv cauți un motiv să ții necaz, pe drept sau pe nedrept. E adevărat că trebuie să vă subliniez și dumneavoastră, stimații mei frate, că nu v-ați căsătorit cu cineva perfect. Soțiile voastre vă vor greși. Vor fi iritate, vor fi supărate. Una dintre laturile cu care se confruntă ele foarte multă vreme este că nu-și văd valoarea în familie câteodată. Nu se văd iubite pe cât ar fi dori. Într-o anumită stare de decepție, de descurajare, v-a șugat tare mult ca și bărbați. Focalizați-vă iubirea pe ele. Focalizați-vă. De multe ori credeți că nu trebuie să faceți asta. E adevărat că mulți, le spuneam și la frați, în perioada de curtare și de căsătorie, băiatul vine cu ciocolată dacă îi place, cu flori dacă îi place, dacă îi place înghețată, află el ce îi place și îi aduce. Îi mai și spune, toată viața am stițând numai așa, ea crede. Înțelegeți? Ea crede lucrul ăsta. Bineînțeles, după ce el îi spune, ea crede, se căsătoresc. După care ea așteaptă florile. Și ăsta nu mai vine cu flori. Întreabă, dar nu mai aduci flori? El spune, încă nu înflori pasca găine. Înțelegi? Nu, nu, încă nu e zon, nu e timpul. Când apare, îți aduc, cosesc și îți aduc. Ei, din punctul ăsta de vedere, bărbații sunt mai pragmatici, așa, nu-i scuz în domeniul ăsta.
Numai că ei, după ce au rezolvat problema căsătoriei, se gândesc, domnule, cum îmi fac o casă, cum îmi fac un proiect, eu am nevoie de lucrul ăsta. Acum, e adevărat că merg mai departe, însă foarte mulți dintre ei merg la extremă. Atât de pasionați de casă, de schimbat o mașină, că nu mai are timp să-i trimit un mesaj la soție sau să-i spună, dragă, te iubesc, ești cea mai scumpă, ești unica. Nu-ți aduc eu flori, nu-ți mai dau ciocolată, dar ești unică, efectiv, ești... Uite să spun asta. Știți care este pericolul, frații mei? Pericolul este să-ți iei investiția de acolo și să o muți în altă parte. O să vedeți dumneavoastră în cercurile noastre, în cercurile lumii politice, sportive, în lumea asta, vezi bărbați care au fost căsătoriți 20 de ani cu o femeie, la un moment dat, să faci de tot râsul, scoți-te din tot așa, pentru că s-au încurcat cu secretara. Și ăsta ne întreabă, domnule, dar cum de te... Dar te pot spune cu dragoste? M-am îndrăgostit și gata. Știți, îl cred. Trebuie să-l îndrăgostit și să facă dacă a venit tăvălugul ăsta. A venit peste el. Omul ar vrea să-și iubească nevastă, dar s-a îndrăgostit de secretară, care din întâmplare e mai tânără. Ăsta s-a îndrăgostit el, nu ai ce face. Stimații mei, știți că dacă nu focalizați dragostea, voi aveți o anumită capacitate de a iubi. Dacă nu focalizați pe soția dumneavoastră prin declarații, prin anumite atenții, prin anumite gingășii pe care trebuie să le aveți, dumneavoastră veți începe să vă orientați în domeniul ăsta. Monotonia, obișnuința, vă face. Sunt soții care câteodată merg la biserică și mai văd câte o fată de asta, o soție mai tânără, vine îmbrăcată la biserică, mai așa, și provocator îl întreabă pe bărbatul ei, ai văzut-o picutare cum a venit la adunare? Da, m-am uitat. Bă, zic așa, hă? V-am spus asta ca să nu vă mai prindă. Că trebuie să vă pocăiți, Doamne ajută. Fiți foarte atenți. Veți fi tentați să vă reorientați. Focalizați-vă iubirea și dragostea pe soția dumneavoastră. Și atunci când vă greșește, nu țineți necaz. E adevărat că vrem să le facem să simtă una dintre bucuriile noastre a bărbaților când soția a greșit unei asemenea personalități, cum suntem noi. Să simtă, domnule, ca și cum ai invadat o țară. Așa, noi ne punem în loc de o țară. Să simți, să fierbi în suc propriu. Dragă, ce faci? Nimic. Vrei mâncare? Nu. Și totul stai flămând. Vrei cu tare? De foarte multe ori ne autocondamnăm numai să prindă celălalt. Frații mei, nu țineți necaz. Rezolvați problema. Dom'le, gestul tău m-a supărat, dar pentru că te iubesc, trec peste. Poate ți-e greu și să spui că te iubesc câteodată, la un moment dat ți-e greu. Fă-i semn, dom'le, am trecut peste. Dă-mi voie să-ți arăt semnul prin care am trecut peste. Hai să încercăm să nu se mai întâmple. Pentru că mă deranjează aspectul ăsta. M-am simțit umilit la faza respectivă. De obicei, bărbații în domeniul ăsta au probleme, se simt umiliți într-un anumit aspect. Te rog frumos, data viitoare să nu se mai întâmple. Și hai să colaborăm. Nu ține necaz. Altfel, dacă ții necaz, vei găsi în biserică alți oameni care țin necaz. Am întâlnit în anumite comunități de creștini oameni care erau așa, îi vedem, frați așa buni, erau cu rugăciunea, cu tare, dar nu erau buni familiști. Și la un moment dat discutau între ei, băi, femeile astea, e un rău necesar, dumneavoastră, asta este tot. Dar bărbații sunt baza, bărbații lucrează. Și într-o slujbă am găsit pe cineva, cred că l-a nervat nevasta în dimineața aia, frață l-a pus la îndemn la rugăciune și a spus el, eram o grămadă de tineri acolo, eram băieți care ne pregăteam să ne căsătorim. Și ăsta supărat așa spune, fraților, nu degeaba spune Biblia că femeia e mai amară ca moartea. Curaj băieți, căsătoriți-vă cu alte cuvinte. Știți că este textul ăsta în Biblie? Dar nu-i folosit cum trebuie. Pentru că acolo Biblia spune care femeie e mai mare ca moartea. Nu femeile noastre, nu surorile noastre, ci anumite femei. Permiteți-mi să vă citesc textul ăla biblic, că dacă auziți pe cineva că îl mai folosește, să-l trimiteți exact unde spune textul biblic, ca el să poată învăța lucrul acesta de pe paginile Sfintelor Scripturii.
Deci, Eclesiastul, capitolul 7, cu versetul 26, dacă se poate afișa, este excelent pentru dumneavoastră și pentru fiecare dintre noi. Eclesiastul, capitolul 7, versetul 26. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia. Și dacă era punct aici, avea dreptate, moșulică, pe care l-am auzit eu, supărat. Dar Biblia continuă. A, femeia a cărei inimă este o cursă și un laț și a cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Totdeauna când Eclesiastul și Cartea Proverbelor se referă la o asemenea femeie, se referă la o femeie stricată, ca să nu folosesc alt termen. Nu vă adresați la surorile de credință și indiferent ce vă face nevestele dumneavoastră, ce vă supără, că nu vă pregătește supa preferată sau altceva, să spuneți, să folosiți textul ăsta trunchiat. Nu. Soțiile noastre sunt darul lui Dumnezeu, amin. Indiferent ce necaz ții, nu folosi textele astea. Ăsta e textul. Și dacă mai auziți pe cineva din partidul ăsta al misoginilor, așa este numit, spuneți-i să citeze tot textul. Și întrebați, este soția dumneavoastră încadrată aici? Păi nu este. Păi și atunci cum îți permiți să folosești textul ăsta? Primul lucru pe care trebuie să-l facă bărbații este să se roage, Doamne ajută. Al doilea, să ceară înțelepciune și să dovedească că o primit-o. Amin. Și al treilea lucru, dovada că ai primit înțelepciunea este când te supără soția sau când ți se pare că te supără soția, să nu ții necaz, să comunici, să continui să o apreciezi, să o lauzi. Textul din Proverbe, capitolul 31, vine foarte frumos și spune despre bărbatul de acolo că el se scoală și îi aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Atenție, primul lucru pe care trebuie să-l învățăm ca bărbați, lauda nu se face după masa. În afara faptului când dormi până după nează. Ceea ce nu-i cazul dumneavoastră. El se scoală, deci, de dimineață și își laudă soția. Deci nu are absolut nimic. El ziua bună o face de dimineață, apreciindu-și, lăudându-și soția. În al doilea rând, când el își laudă soția, are grijă termenii de comparație. El nu vine și spune, multe femei erau în adunare de leatul tău, așa, dar tu parcă ești mai grozavă, așa. Nu, multe fete din adunare, din biserică, sunt la locul lor, dar tu ești cea mai bună din toate. Comparația este făcută în așa fel încât să o scoată în evidență și să o aprecieze. V-aș ruga, stimații mei, frați căsătoriți, mergeți acasă și vedeți dacă le place la soțiile dumneavoastră comparațiile astea, că abia așteaptă. Sigur de aspectul ăsta. Aveți grijă, comparațiile care le faceți, faceți comparații pozitive, în așa fel încât să se vadă că nu țineți necaz. Astfel, familiile au parte de biruință. Pot trăi în binecuvântarea Domnului, oameni imperfecți, cu imperfecțiunile pe care le au, se bucură de harul lui Dumnezeu, au parte de liniște și de pace, copiii cresc liniștiți în familii sănătoase și pot avea parte de îndurare și de binecuvântarea Domnului. Slăvit să fie Domnul! Amin. Mulțumesc de dragostea cu care m-ați ascultat. Am ales seara aceasta să vorbesc de familii, pentru că mâine seara probabil vor fi și prieteni aici și vom avea probabil un text de evangelizare sau de zidire spirituală, probabil tot pe linia aceasta a biruinței. Vă mulțumesc tare mult, Domnul, să vă binecuvânteze și să vă ajute Domnul pe voi și pe mine să avem familii care biruiesc în viața aceasta. Amin. Amin.